Timp de o săptămână, polițiștii vor desfășura ample acțiuni de prevenire a criminalității. În întreg județul vor avea loc întâlniri cu cetățenii și vor fi împărțite peste 15.000 de pliante informative. Anul acesta, 37 de sibieni au fost tâlhăriți. Toate atacurile au avut loc la lumina zilei pe stradă. Atenție și la bijuterii. În 7 cazuri, infractorii au rupt lanțurile de aur de la gâtul victimelor și s-au făcut nevăzuți. Și în luna august și în luna septembrie am înregistrat la nivelul județului mai multe tâlhării. 37 de infracțiuni de tâlhărie au avut loc în primele 7 luni ale anului. 29 de autori au fost identificați în aceste infracțiuni de tâlhărie. Săptămâna prevenirii criminalității se va încheia în 1 octombrie. Până atunci, polițiștii vor avea întâlniri cu oamenii din întreg județul. Aceștia vor fi învățați cum să se ferească de hoți. Este deja la a 5-a ediție această săptămână de prevenire a criminalității și își propune informarea cetățenilor cu privire la măsurile antivictimale pe care ar trebui să le ia. În urma acțiunilor biroului de prevenire, numărul furturilor din mașini s-a înjumătățit.